Bună seara și bine v-am regăsit, columbofili adevărați. Este o zi de toamnă târzie, 23 noiembrie. Pe această cale îl salut pe bunul meu prieten Ujică Robert, care astăzi face o frumoasă vârstă. Te salut, Robi, și la mulți ani. E și el columbofil, dar are porumbei de ornament. Vreau să vă prezint porumbei. Eu zic că arată bine. Suntem la femelele de zbor. Vreau să vă spun că femela care a fost prinsă de pisică mi-a murit în urmă cu 2-3 zile. Asta este. Cum spunea și un prieten de-a meu, și oamenii mor pe porumbei. Se prezintă în condiții bune. Tratamente naturiste, adică le dau acum foarte mult natural. Ama, știți cum e, fiecare cum doriți. Eu unul nu o să mai bag în ei atâtea și atâtea prostii. Aceasta este o femelă din super, femela mea 074, prezentă în expoziția națională FCPR Târgu Mureș. Norma viteză, demifond, generala speed. Acestea sunt femelele. Am mai scos o femelă de 3 ani. Am dat-o la un prieten pentru că tot întârzia de la zboruri. Și de ce să ia locul la altcineva? Nici nu năpârlea bine. Și am zis că e momentul să o dau. Știți cum e, dacă ți-e milă de un porumbel, hai că treacă, meargă, pe urmă ne plângem noi de milă. Și decât să ia locul unui alt porumbel, mai bine l-am scos. Nu sunt eu un expert în porumbei, nu sunt eu un maestru în porumbei, doar că îmi place să fac filmulețe. Acum știți cum e, nu pot eu să vă dau sfaturi. Fiecare face cum știe și cum vrea și după posibilități, pentru că mulți am face multe, le-am dat mâncare numai din cele mai alese, de la firme cunoscute și recunoscute pe plan european, național, dar știți cum, buzunarul poate nu ne permite fiecărui crescător, mulți ar vrea voliere, nu știu de care, și eu am zis că mai îmi fac vreo două voliere, dar îmi ajunge, nu mai mă extind, pentru că nu o să concurez niciodată, sper să nu mai concurez mai mult de maxim 70 de porumbei. Îmi place că se prezintă în condiții bune, mulți au năpârlit de tot sau mai au o pană de schimbat. În roșia aceasta îmi pun mari speranțe, este din neamțul acela și care din 2012, un roșu. Păcat, am avut anul trecut, adică anul acesta, un frate bun cu ea. Zbura fond 700 și ceva de kilometri, de l-am pierdut la Berlin. Pentru că am vrut să fac echipă la Berlin, dar din păcate n-am mai venit. Dar o am pe sora lui. Și la anul sper să o pot băga la maratoane. Da. Trebuie să o iau puțin la mână să vedem cum arată. Dacă se poate vedea. Așa cum pot eu să o iau cu o mână, mai are o pană de schimbat, da, hai, aripă bună, hai, fetiță, hai. Vreau să vă spun că mie îmi plac porumbeii roșii, dar știți cum, nu culoarea, ci ce au în cap. Acesta este o femelă. Jumate, mama ei, Gabi Vandenabele, de la domnul Kelemen Ciobo, și tatăl tot de la domnul Kelemen Ciobo, dar pe tatăl ei l-am dat împrumut la Ciotroș Olbert, la Răstolița. Hai să mergem puțin la masculii de matcă. Hai să vă văd ce faceți, fraților. Da.
travă, Ionuț. Acesta de aici este din locul 2 național Berlin 2013, Oltean Răzvan. Acesta este născut la mine. Tatălui este acesta, de la Lupoiu Florentin. Aceasta este Strava Ionuț. Strava Ionuț. Acesta este neamțul despre care vă vorbeam și are pe fică pe roșie aia. Un burbel foarte frumos, foarte, foarte frumos. Acestea sunt cei doi pașa, numai că acum e întuneric și arată foarte bine. Porumbei zburați. La un an, 1-13, clasă și 1-11. Acest este de la Lupoiu Florentin, prezent în expoziția națională Maraton. Cel de sus, nu știu dacă se vede, este slepul din Suzi. Hai că aici vă vedeți mai bine. Da, argintiu ăsta născut la mine. Acesta roșu ăla este de la Nodi Odorean, fiu direct din locul 5 național Asfon Tineret. Acesta este de la Strava Ionuț. Mi-a dat porumbei din porumbei de top. Din unguroaica lui bătrână, din olimpicii lui. Acesta este un mascul albastru ăsta, tinerel, din austriacul meu și 074 a mea, din 2008. Acela de acolo albastru, un albastru foarte frumos, tot de la domnul Strava Ionuț. Vă rog să-mi lăsați pe coment cum arată porumbeii, cum se prezintă. La noi aici, în Ardeal, în Ardeal a început să ningă în seara aceasta. Da? Haideți să mergem la masculii de zbor. Uitați cum și-au luat fiecare, da? Și-au luat boxele lor. Strava Ionuț aici, doi masculi zburați, împun mari speranțe la anul ei. Ia să văd, hai mă băieți. Acest argintiu este din, adică roșu, cum s-ar veni, este din argintiu meu bătrân de la Lupoiu Florentin. Unul singur nu și-a luat, un pui tardiv nu și-a luat boxa. Las pe să-și ia. O să fac anul acesta și, de fapt, în primăvară o să fac și ceva, să văd dacă pot, pentru că aici jos, boxa de jos care e închisă, 1, 2, 3, ar fi boxele unor femele bătrâne, Roșia, campioana mea, locul 2 maraton, provincia Transilvania, și încă o femeluță și cred că lor am să le dau cam mascul mulți la matcă. O să le dau 3 masculi de la matcă și eu o să-i țin acasă ca să le motivez, pentru că acum nu că fac varza la Cluj, dar îmi place să zbor toate categoriile. Bine, în special îmi place maratonul, dar și viteza de mifondul și fondul, dacă tot zbor, zic să fac măcar ceva rezultate. Acesta este un mascul primit cadou de la Man Paul. Într-un interviu am greșit că am spus Manicu, dar ăsta e de la Man Paul. Da, mi l-a dat de femelă, dar e mascul.
jumătate frații Platon, părinți frații Platon din Bistrița, jumătate nu mai știu exact, dar tot așa de la un campion. Da. Este seară. Deși frig, ne-am îmbrăcat bine, căciulă în cap, geacă groasă și cine vrea să aibă rezultate, trebuie să fie 365 din 365 de zile la porumbei. Da. Ne mai uităm și la dejecții să vedem cum e, e puf în ele. Da. Aceasta este, să ia să vedem. Chiar nu m-am uitat de mult. Da, dar e puf, înseamnă că porumbei sunt sănătoși. Ia să ne mai uităm și pe aici. Dacă se vede, dar se vede. A, uite tardivul cum și-a luat boxa. Da, bravo, mă, băi. Stați aici. Cu puf. Deci porumbei cât de cât sănătoși. Deși să știți că nici nu știu ce să fac cu zburile, cu puii. La noi e cam rău că nu-i zburăm puii organizat. Adică îi zburăm organizat, dar nu concurs. Și foarte mulți crescători, nu-i vorba de cei de top din regiuni și prejurim, nu i-au vaccinat și la mulți s-au îmbolnăvit. Și eu am avut probleme cu un porumbel și imediat l-am sacrificat. Îmi pare rău că mi-a zburat toate zborurile, antrenamentele. Da? Aștept păreri, opinii. V-am spus, nu sunt eu un mare specialist în a porumbeilor, atât că îmi plac. Și atunci mi-am făcut și o cușcă că atunci când vin la porumbei să-mi placă să vin la porumbei. Aerisirile le-am dat cam la 30%, pentru că e și vânt afară și să nu fie curentul, ca la orice, și la om și la orice animal, face rău. Deci aici un tardivuț. Am 3 tardivi. Adică scoși după zboruri care vor fi aici la zbor. Îi voi zbura dacă vin până de 2, de 3 drumuri de câte 3-400 km de mifonul și pe urmă o să-i opresc. Dacă o să vină. Anul acesta toți porumbeii, toți puii mi-s zburați. Da. În alți ani noi zburam, aveam și pierderi mari. Cred eu că acesta este cel mai valoros porumbel al meu de prăsilă. Fiu din locul 1, palmares, fond de 2 ani. Chirteș Florin, Ringler Team. Cred că în unele filmulețe, pentru că mă ia gura pe din afară, am spus că azi fond, dar fond. 2 ani, la un an a fost locul 4. Acest este un măscul foarte frumos de la domnul Bedeleanu. Da. Acesta este o combinație de-a mea. Din un porumbel de la tatăl porumbel de la Buțiu Florin, mama femelă de la Greaba Alexandru din porumbei Bocaciuc. Acesta născut la mine, ăla la mine, sunt verișori, ăla cu ăsta. Porumbei Sușef, Lupoiul Florentin, care la rândul lor sunt din porumbei Preda Gheorghe Butucanu. Mă întreba cineva care e cel mai bătrân porumbel de aici. Îl am pe ăsta, născut la mine, zburat, hai mă să te văd. Da, zburat. Jumătate este Pașa, nu, pardon, jumătate este Kelemen Ciobo și jumătate este Lungul Gheorghe Curvers. Hai mă să te vede. Curvers. L-a scos la mine, e din 2012
Și o mi-am pe roșu ăsta care mi-a fost cerut, dar țin prea mult la el. Acesta este de la Olteanu Cosmin. Mulți am dat, 18 porumbei am dat anul ăsta și o să mai fie unul pe licitație. Un Hans Hirn. Acesta este austriacul despre care am vorbit, că mi-a zburat la mine. Este de 2016. Am și fiu din el pus la matcă. Și fiu și fică. Da? Prin filiarea fraților Andrei, adus prin Bistrița, din Austria, am adus mulți porumbei. Ăsta mi-a rămas, mi-a zburat și viteză și demifond. Și fond am avut și un loc 2 pe Reghin. Nu mai știu din câți porumbeli cu el. Da? Foarte frumos arată. Porumbel de expoziție, zic eu. Cam asta e, fraților. V-am spus, dacă era bine și nu era pandemia asta, mergeam pe la mulți crescători, numai prin județ, prin Brașov, prin Bistrița, Cluj, dar și mi-e reușine să-i sun cu pandemia asta, dar sperăm să treacă și că o să fie bine. Ok, dacă v-a plăcut video meu, dați un like, nu uitați, abonați-vă la canalul meu, Columbofil Adevărat Roșca Valeriu. Aștept sugestiile voastre, pentru că nimeni nu este perfect. Și ce să vă spun? Vă doresc o iarnă călduroasă și ocupați-vă bine de porumbei, așa cum cu ce aveți și cum avem. Vă mai prezint acest mascul, care este din masculul meu bătrânul, acesta care este jumate curvers, da? Și cu femela de bocaciuc de la Greaba Alexandru, deci ăsta cu ăla de sus sunt frați după mamă. Abonați-vă și la canalul fiului meu, Porumbei de Top Roșca Matei. Vă salut cu stimă și respect, columbofili adevărați. Noapte bună, Doamne ajută!